Hello, Eduard, Luca Josh from L'Equipe. Um, how do you leave this uh, qualification, which is historical cum for you? and calificarea asta istorică? With a first place. Și pe, pe, which is pe primul a loc? Bonus. Dică este un bonus. În okay, seara din nou, hey, dacă de obicei încep cu cum puneam felicitatea băieții, de data asta încep prin a face o reverență fanilor suportelor românilor de aici. Sunt momente pe care cred că le trăiești odată în viață. Mi-ar să mă gândesc că aș putea să le mai trăiesc odată, dar nu am garanția asta și atunci mă bucur de ele din, cu toate puterile mele. Mulțumesc celor de aici care ne-au făcut să ne simțim ca și acasă și nu numai din seara asta, ci la toate cele trei jocuri. Mulțumim celor de acasă din România care suntem siguri că acum o sărbătoresc și sunt mândri, sunt mândri că sunt români poate după ceva timp, dar sunt mândri cu siguranță și sunt mândri de echipa lor națională și mulțumesc tuturor românilor din toate colțurile lumii. Au fost fantastici și nu știu ce putem să facem în viitor, suntem extrem de datori ca să putem să continuăm să-i bucurăm și să-i răsplătim pentru ce au făcut pentru noi. Eu, efectiv, să fie aproape întreg stadionul îmbrăcat în galben cu români și atât de călduroși și atât de aproape, au fost, ne-au urmărit peste tot la gara, la hotel la unde am mers în deplasări, când am plecat cu autocar, când ne-am întors la antrenamente, E ceva fantastic ce-am trăit și îmi doresc din tot sufletul să se prelungească acest lucru. Reventual la băieți sunt mândru de ei, felicit din toată puterea mea, la fel i-am felicitat după joc. Am crezut în ei tot timpul de când am venit. România are talent, România are potențial. România trebuie să aibă personalitate, să muncească mult. România și-a regăsit spiritul pe care nu mai are voie să-l piardă niciodată. Să nu fie de tactică, te rog. Nici acum? Felicitări, în primul rând, Teodor Jumătate, golaso.ro um, înainte, Înaintea meciului, în, în piață, în centrul uh, Frankfurtului, uh, fanii spuneau că aceasta este generația fără complexe. Este generația care, uh, care nu se mai teme de nimeni și care nu cedează niciodată. Unde se va opri această generație fără complexe? La acest euro și după? Bineînțeles, la aceste euro cât mai departe ne dorim. Așteptăm să ne aflăm adversara, nu care conta foarte mult, pentru că sunt echipe foarte valoroase. Dar viața echipei naționale va merge înainte și după euro. Și nu știu dacă greșesc, dar e doar un sentiment personal și uh, doresc să-mi l exprim. Cred că niciodată în istoria echipei naționale României echipa națională nu s-a bucurat de atâta susținere cum s-a bucurat acum. Probabil nici generația de aur, cum ne place să o numim. Dar, da, acești băieți merită, în primul rând, pentru ce reprezintă ei ca oameni. După care, ca sportivi. Și, da, am pus în joc tot timpul tot ce am, tot ce am avut. N-am cedat. Au fost patru jocuri în acest an în care am fost condus și am revenit. Am refuzat să pierdem, am dat tot. Și azi nu ne-a căzut bine să plecăm de la 1-0, cu toate că noi am avut primele ocazii importante. Dar s-a întâmplat și am revenit. Eu sunt mândru de ei și mergem mai departe. Așa cum am spus ieri, mergem mai departe. A fost câștigat cu inima? Tot timpul cu inima. Fără inimă nu merge. Cu inimă, cu inteligență, cu echilibru. Cred că ați văzut că am dat totul așa, am să câștigăm meciul. Până în minutul 80, când am securizat rezultatul și era normal, mai ales că știam ce se întâmplă și dincolo. Dar până atunci echipa să grăbea, să repună, să joace mingile, să atace cu echilibru. Ne-am dorit victoria. Faptul că ne-am calificat și cu un punct, ce am scris istorie, terminăm pe primul loc, e mai mult decât binevenit. Eu nu sunt Will of Sport. Uh, Felicitări, domnule Iordănescu. Uh, generația asta dumneavoastră pe care ați numit-o de suflet, înainte a fost generația în care n-a crezut nimeni. Și acum a câștigat două grupe, și cea preliminară și asta de la Euro. Este descătușarea definitivă pentru generația asta care poate să-și depășească absolut orice limite pe care nimeni nu credea că le are? Să dea Dumnezeu să fie așa. Ne, ne, dorim să credem asta și credem în asta și mereu ne-am dorit să ne depășim limitele. E generația de suflet, da, eu așa am numit-o. Prima, prima, parte a fost generația de suflet a mea, acum e a tuturor românilor, nu? O împart cu dumneavoastră, cu toți. E o generație fantastică și sunt sigur că acești băieți vor inspira multe generații de acum înainte. Îmi doresc foarte mult să mergem înainte, pentru că așa mai putem crea emoții și mai mare și, bineînțeles, emulați. Și vă mai spun un lucru, tot personal. Presiunea turneului e fantastică. Dorința e mare și îți dorești să ești bine, să produci rezultate. Dar pentru mine, personal și cred că și pentru grup, cea mai mare presiune a venit tot din dorința de a-i mulțumi și de a răsplăti suporterii pentru tot ce, au, tot ce au făcut pentru noi și cum ne-au susținut. Iosif Pintilie, Gen Știri și Gen Sport. V-am să vă întreb dacă în mod real ați simțit vreodată în acest meci că nu mai sunteți în control și vă întreb asta pentru că și la 1-0 jucătorii au continuat să atace, jucătorii au rămas în față și parcă nu s-a simțit în jocul lor faptul că au luat acel gol. În orice joc pleci, dar o organizare bună de joc, de la interpretarea corectă a momentului de joc, de la decizii corecte, este important să avem procesul decizional cât mai cât mai stabil să ieșim cu deciziile cele mai corecte. Intervine presiune, intervine și oboseala, cum a fost pe final. Ne dorim să avem o organizare bună de joc. Și am arătat asta în multe momente. Asta înseamnă și efort, mai ales la nivelul ăsta. Trebuie să poți să alegi, trebuie să poți să te lupți, trebuie să câștigi dueluri. Duelurile sunt importante. Uh, Jocul ia în diverse direcții și noi trebuie să fim înțelepți, atenți, trebuie să fim uh, Uh, activ și chiar reactiv pe -o margine să ajutăm echipa. Sunt momente care apar diverse lucruri, situații care care noi trebuie să reacționăm și am reacționat azi. În prima fază am mutat uh, pentru a încerca să câștigăm jocul, după care am securizat rezultatul și prin schimbările pe care le-am făcut, am încercat să ajutăm echipa ca să să închidem să închidem tabela. Next one here. Gabi Liviu, Radio România. Felicitări pentru victorie, domnule Iordănescu. Spuneați înaintea acestei dispute că românii trebuie să se pregătească de sărbătoare. De unde această siguranță pe care ați afișat-o din sânul echipei și dacă vă considerați un antrenor norocos, dat fiind faptul că în această seară România ar fi fost sigură de locul întâi în grupă doar în cazul unei victorii. Nu a fost, dar România este pe locul întâi. Sunt norocos să antrenez o generație bună, talentată, sufletistă. Sunt norocos să am în jurul meu oameni care să mă ajute, să-mi ajute munca, să dea plus valoare. Resursa umană face diferență de cele mai multe ori. Sunt norocos să primești șansa să antrenezi echipa națională, cu toate că am mai spus asta și în trecut și nu e vorba despre mine acum și nu vreau să dezvolt subiectul. Mi-am parcurs etape firești în cariera mea atunci când am venit la echipa națională și cred că a fost un serviciu contra serviciu. M am pus total în slujba echipei și am dat tot ce am avut mai bun și voi da la fel. Cu siguranță că și pe mine trec momente și asta înseamnă experiență fantastică. Dacă asta este noroc, atunci mi-e îmi e rușine să spun că am avut șansă, că nu-mi place să spun noroc. Am avut șansa ca să întrenez băieții deosebiți. Am avut încredere nu în ce urma să se întâmple și în tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani jumate, cum v-am spus, în munca noastră, în procesul nostru de muncă, în climatul pe care l-am construit, în spiritul pe care l-am redescoperit, în unitatea pe care am construit-o, implicarea totală în procesul de pregătire, fără niciun fel de, fără niciun fel de rețineri, de abateri, ne-am pus în slujba echipei naționale ca niciodată și avem reguli care ne ghidează activitatea. Și toate lucrurile astea ne-au dus într-un punct în care poate că suntem un exemplu acum pentru români, pentru fotbaliști, pentru tineri și ei se creadă și dacă cred și dau totul, sunt sigur că și ei poate să fie într-o zi în locul nostru acum aici. Cristico Coste, fanatic, felicitări pentru calificare. Aș vrea să vă întreb dacă, de ce ați ales să joace Ianisagi și dacă ați avut vreo discuție în pauză cu bancul, cel care a luat galben și știa că e suspendat în cazul calificării. Mereu avem, mereu avem, discuții cu jucătorii care iau cartonașe, în primul rând, pentru a gestiona jocul în desfășurare și mai puțin pentru ce urmează. E clar că subconștientul lucrează și te gândești că e la galben și stai următorul joc, dar e important să ieși bine din asta, să gestionezi bine, să nu-ți lași echipa în inferioritate numerică mereu. Suntem atinți la asta, dar am avut încredere și în maturitatea lui Nicu. Este un jucător experimentat și un capitan de echipă la club. Iani s-a pentru că avem încredere în el. Și da, a fost și asta o strategie, ca să-l integrăm pe parcurs. El n-a avut foarte multe minute la club, iar pe finalul grupei știam că în ritmul în care se joacă și adversarii vor suferi la ceea ce înseamnă prospețime și ne-am ne dorit să aducem prospețime și prospețimea lui, valoarea lui, potențialul lui, calitatea lui, personalitatea lui, au produs un moment care ne-a ajutat, dar toată echipa la Unison a bătut în același ritm. Bună seara, Daniel Grigore, Gaista Sporturilor. Bănuiesc că veți urmări atent rezultatele în această seară pentru a vă afla următoarea adversară din acest turneu. Slovenia sună mai bine decât Olanda, nu? Nu. Nu pot, nu, nu pot, nu pot, să, nu pot să spun că îmi doresc un adversar sau Slovenia a făcut egal cu Anglia. Slovenia am întâlnit-o, dacă vă faceți aminte, pe final de an într-un joc amical la Cluj și chiar dacă noi atunci am jucat cu foarte mulți băieți tineri, n am avut toți băieții din străinătate. O parte bună dintre ei n-au fost alături de noi, cu toate astea am făcut un joc bun, dar atunci ne-am pierdut cu 2-1. Slovenia cu cea mai bună garnitură. I-am studiat atunci, am văzut și sunt o echipă foarte, foarte echilibrată, foarte organizată, foarte eficientă, pragmatică. Ei am văzut și cunoaște, cunoaștem, plus că am mai avut o confruntare cu antrenorul lor în trecut la nivel de club și știu foarte bine cum lucrează. E un antrenor foarte bun, foarte bine organizat cu tot ce face. Nu pot să spun că îmi doresc un adversar sau altul. Oricum nu pot influența eu asta. Așteptăm să vedem ce adversar primim, iar de mâine începem pregătirea jocului. Domnule Iordănescu, Ion Alexandru, cât de mult v-ați dorit această calificare și dacă ar fi să caracterizat într-un singur cuvânt parcursul României în această grupă, care ar fi acela? Fabulos! Dar ne dorim să mergem înainte și mi-ar mi plăcea să mă întrebați asta peste mai multe zile. Să Dar nu, sticu, sticu, să nu se nu afina. Uh, haideți hai să vă spun o teamă care am avut-o. Partea fizică și istoricul nostru la 3-4 zile. Slovacia a avut o zi în plus, mai mulți jucători care știu să joace la 3 zile, luați funda și central. Vavro și Scrini era în doi primăvara europeană. Am fost la Copenhaga cu City, l-am văzut pe Vavro, am fost la stadion, am fost la meci, am fost în... Danemarca și l-am văzut, știam, scrie iar la fel, mulți jucători care au experiența asta de 3 zile, 4 zile, noi nu avem. Și dacă schimbam foarte mult, exista riscul ca să, ca să pierdem din omogenitate, din, din, mecanisme, din coeziune. Dacă nu schimbam foarte mult, exista riscul să pierdem turație, energie, intensitate. Dacă a ieșit bine, înseamnă că am fost inspirați. Last two questions, please. Ja. Ähm, Nochmal eine Frage auf Deutsch. Ähm, haben Sie, ähm, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie von der Begeisterung getragen werden. Gibt At, es vielleicht etwas, ähm, äh, was über den sportlichen Erfolg hinausgeht? Es äh, ist ein Wunder, dass A, înseamnă ceva în afara sportului, pentru societate, poate și politic? S Ați putea comenta asta? No, no. Nu, amestecăm una cu alta, politicul politic, politic fotbalul fotbal. Primul rând trebuie să știi să joci fotbal, trebuie să știi să te organizezi. La nivelul ăsta, dacă nu ești organizat, n-ai nicio șansă. Trebuie să știi să acționezi, să reacționezi, să răspunzi la acțiunea adversarului, să știi cum să dezechilibrezi tu adversarul, cum să-l surprinzi. Jocul ăsta, ca unul de șah, începe dinainte, când ne studiem, continuă în timpul jocului și se oprește la final. Urmează o analiză. Fără, fără organizare, fără disciplină tactică, fără calitate, nu ai cum să reușești performanță. Entuziasmul și spiritul despre care m-ați întrebat sunt absolut necesari fără ele nu ai șansă și cum am spus noi le-am găsit după mult timp, dar înainte de asta trebuie să știi să joci fotbal. Și România arată că știe să joace fotbal. And last question. Yeah. Uh, hi, from the Associated Press, if I can ask in English. There seem to be a very special se pare o energie specială în acest meci. Dar a început cu multă energie și atunci a venit ploaia. Cum ați văzut asta în afară? A fost special? Sunt oameni care trebuie să să și scuze de ce, ce, au, ce au spus. A fost clar că echipele astea au 80 de minute, au dat totul. Tot. Noi am dat, toți au dat totul ce au avut. Tu, 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 să spui în, înainte de așa un meci și să, să, să spui așa ceva e rușinos. Ei ar fi trebuit să aștepte să vadă. Asta a fost rușinos. Asta nu a fost frumos ei au aruncat gunoiul ăsta la noi, la toți echipa, la fanii noștri și la toți. Noi am arătat că avem caracter, România întotdeauna luptă cu caracter și dacă am fi pierdut, atunci am fi mers acasă cu dignitate intactă. După foarte multă vreme la un meci al echipei naționale, publicul a strigat nominal jucători. Și nu a strigat Exceptându-l pe, pe Ianis Hagi, jucător de atac, ci pe Niță, pe Burcă, în numele lui Drăgușin. În același timp curg acum pe, pe internet imagini din țară cu oameni care au urmărit în public viewing-uri meciul din această țară și se strâng. Unii ies din case special pentru asta. În 1994 știu că tatăl dumneavoastră a folosit aceste imagini cu mare greutate le-a obținut ca să-i motiveze pe jucători. Veți reflecta la Posibilitatea de a-i motiva în fața unui adversar, poate mult mai tare decât Slovacia, pe jucători, cu imaginile oamenilor care strigă numele jucătorilor, și cu imaginile românilor care ies în piață în România? Cu sinceritate, vă spun că am folosit asta deja de foarte echilibrat și discret, foarte atent. De ce? Pentru că, spre deosebire de 94, tehnologia a avansat extrem de mult. Băieții să uită aproape în fiecare oră, pe tot ce se întâmplă în țară, pe bucuria suportelor. Înainte de meci, se uitau să vadă ce se întâmplă aici, la Frankfurt, dacă au venit fanii, dacă vor fi din nou un număr mare, dacă îi vor su susține. Se hrănesc cu asta și dacă nu suntem atenți, riscăm să-i copleșim, dacă mai continuăm și noi cu același lucru. Suntem foarte atenți la aceste amănunte, ne ajută, dar suporterii, echipei naționale să fie siguri că băieții 24 din 24 știu ce trăiri au ei și sunt extrem de responsabili și extrem de capacitați ca să-i răsplătească. Mulțumim, Mulțumim domnul Mulțumim. Mulțumim.